Cu prilejul Zilei Europei 2021, Delegația Uniunii Europene vă invită să marcăm împreună solidaritate și valorile europene. Și în acest an, publicul va avea acces la emisiuni, activități și informații utile prin intermediul platformelor online, TV și radio. Pe parcursul lunii mai, aveți prilejul să aflați mai multe despre suportul acordat de către echipa Europa, relațiile de cooperare dintre UE și Republica Moldova, precum și despre asistența Uniunii Europene oferită cetățenilor. Veți afla despre rezultatele tangibile ale susținerii UE și a statelor membre, precum dezvoltarea comunităților locale, servicii sociale mai bune, suport pentru mediul de afaceri, protecția mediului înconjurător și multe altele. Iar așa cum arta a fost mereu sursă de inspirație și renaștere, cu prilejul Zilei Europei vă invităm cu drag la Festivalul de Film și Cultură Europeană 2021. Fiți parte a evenimentelor dedicate Zilei Europei. Agenda activităților o găsiți pe eu4moldova.eu. Echipa Europa, solidar pentru sănătate, împreună pentru un viitor mai bun. По случаю Дня Европы 2021 года делегация Европейского Союза приглашает вас вместе отметить солидарность и европейские ценности. И в этом году зрители смогут посмотреть передачи и мероприятия и получить всю необходимую информацию посредством онлайн-платформ, телевидения и радио. В течение мая у вас будет возможность больше узнать о поддержке, предоставляемой командой Европы, сотрудничестве между ЕС и Республикой Молдова, а также о помощи Европейского Союза, предоставляемой гражданам. Вы узнаете об ощутимых результатах поддержки со стороны ЕС и государств-членов. Это развитие местных сообществ, социальные услуги, поддержка бизнеса, защита окружающей среды и многое другое. А поскольку искусство всегда было источником вдохновения и возрождения, по случаю Дня Европы мы с радостью приглашаем вас на Европейский фестиваль европейского кино и культуры 2021 года. Примите участие в мероприятиях, посвященных Дню Европы. Ознакомиться с программой мероприятия можно по следующей ссылке eu4moldova.eu. Команда Европы. Солидарны во имя здоровья. Вместе за лучшее. Будущее. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă salut de aici, de la sediul Europe Cafe, Centrul de Documentare și Informare al Uniunii Europene la Chișinău. Aici, astăzi, Delegația Uniunii Europene și statele membre ale UE lansează Ziua Europei 2021. Excelențele dumneavoastră, domnilor și doamnelor ambasadori al Uniunii Europene, vă salutăm. Îi salut la fel pe jurnaliștii care ne urmăresc acum online și le mulțumesc foarte mult că au acceptat să participe la evenimentul nostru, la conferința noastră online de presă. Vă readuc aminte că dumneavoastră, stimați cetățeni care ne urmăriți acum, ne puteți urmări pe mai multe pagini, pe privesc.eu, pe eufomoldova.eu, pe care astăzi o relansăm și sper că o să vă trezim curiozitatea să începeți să accesați site-ul începând cu ziua de astăzi, pentru că are o față nouă, pe paginile de Facebook și YouTube ale Delegației Uniunii Europene Republica Moldova, dar și pe paginile Europe Day în Moldova și ale instituțiilor media din țară. Iar acum am mare onoare să vă prezint co-moderatorul meu din această zi. Este vorba de un remarcabil creator de opinii la noi în țară, Iulian Groza, care este directorul Institutului IPRE. Iulian, te salut! Cum te simți astăzi? Salut, Lina, mă simt foarte bine și sunt într-adevăr onorat să fiu aici alături de tine și de domnul ambasador. Toți cei care sunt conectați online, vă salutăm și pe dumneavoastră. Europe Cafe este Casa Europa și mă bucur că suntem astăzi aici cu toți, chiar dacă pandemia ne face să ne conectăm și online, dar este și o oportunitate. Și oportunitatea asta ne oferă să-i salut și pe ambasadorii Uniunii Europene care au reușit să se conecteze astăzi aici, ambasadori acreditați pentru Republica Moldova, atât de la București cât și de la Chișinău. Și înainte de a începe evenimentul nostru de astăzi, îmi vine onoarea să-l salut și pe domnul ambasador Peter Mihalco, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova. Și domnul ambasador, vă invit să veniți cu un cuvânt de salut. Bună ziua! Dear Excellencies, dear colleagues, ambassadors of the member states of the European Union, stimați jurnaliști, dragi prieteni,
Vă salut prilejul de lansare a evenimentelor ce vor marca Ziua Europei în Republica Moldova. Uniunea Europeană și Republica Moldova dezvoltă relația noastră comună pe baza acordului de asociere, care deschide poarta spre prosperitate și standarde europene, care poate să devină realitate cu reforme și cu sprijinul oferit din partea Uniunii Europene și statelor membre Uniunii Europene pentru cetățeni Republicii Moldova. Ziua Europei marchează pacea și unitatea, iar anul acesta mesajul principal pe care îl promovam de Ziua Europei este solidaritate pentru sănătate, împreună pentru un viitor mai bun. Uniunea Europeană, prin abordarea Echipa Europa, este solidară cu cetățeni Republicii Moldova din prima zi de pandemie și împreună, cu siguranță, vom depăși această grea încercare. Dragi prieteni, Ziua Europei este un prilej de a marca principiile solidarității, unității și pacii pentru obiective comune, valori pe care Uniunea Europeană le promovează și le aplică în toate demersurile sale de peste 71 de ani. Pentru cetățeni Uniunii Europene și a țărilor membre, Ziua Europei înseamnă, în mod concret, libertatea și dreptul de a trăi o viață demnă într-un stat de drept, într-o societate puternică și cu o economie în continuă dezvoltare care să permită tuturor posibilitatea de a-și atinge potențialul personal și profesional. Ne dorim ca aceste valori să fie trăite și de cetățeni Republicii Moldova, pentru că o țară vecină în care domină prosperitatea și statul de drept înseamnă pentru noi, Uniunea Europeană, împărtășirea comună a pacii și a democrației. Mulțumim mult, excelența voastră, pentru acest mesaj de salut. Acum vreau să invit ambasadorii Uniunii Europene, care s-au conectat alături de noi, să întreb ce înseamnă Europa pentru dumneavoastră, ce înseamnă Europa, Ziua Europei pentru țara dumneavoastră. Aș vrea să ofer cuvântul excelenței sale ambasador Angela Ganninger, ambasadoră germană în Republica Moldova. Este cunoscut lucru că Germania a deținut președinția Consiliului Uniunii Europene în a doua jumătate de anul trecut. Așa că, doamnă ambasador, ce înseamnă Ziua Europei pentru dumneavoastră? Mulțumesc mult și bună ziua tuturor. But I will explain in English what it means because it's a bit easier for me. Dacă să vorbesc despre țara mea, aici trebuie să facem o mică diferență. Să facem o deosebire, că cât mai cunoașteți, Germania a fost împărțită din acest moment până în 90. Din acest motiv, asociere pentru noi înseamnă puțin lucruri diferite, ce înseamnă Uniunea Europeană, ce înseamnă Ziua Europei. Eu vin de partea de vest a Germaniei și reprezint această parte și pentru noi, ce înseamnă aceasta, înseamnă reconciliere, înseamnă prosperitate, pace, solidaritate după războiul. Dumneavoastră cunoașteți că războiul a fost o experiență foarte urâtă, orifică și aceasta a dus la foarte multe conflicte în Germania și eu cred că noi avem un sentiment de gratitudine, de recunoștință. Din acest motiv a devenit posibil această reconciliere cu foarte multe persoane vizionare și desigur că vreau încă o dată să-l menționez pe Robert Schuman, care de fapt și reprezintă persoana care a unificat Uniunea, toate statele membri și am devenit o familie. S-a început cu partea de vest a Europei pentru Europa de Est. Perspectiva înseamnă ceva diferit. Doar ce pentru ei, Uniunea Europeană și instituțiile europene au devenit prezentată semnificație după unificare. Din punct de vedere a Europei de Est și cedarea a partei părții de Est, Uniunea Europeană aceasta înseamnă foarte multe valori. Deoarece aceasta foarte mult este asociat cu libertate și posibilitatea de a trăi și de a călători liber, de asemenea de a trăi niște experiențe noi și de asemenea de a fi parte a unui continent, a unei țări reunificate, a unei Europe lărgite. Această reunificare și unitatea înseamnă libertate nouă și probabil aceasta este mult mai predominant și mult mai importantă pentru Germania de Est. Dar oricum ne suntem foarte cunoscători că suntem parte aceste experiențe foarte importante, sunt parte a Europa, Zilei Europei și este o zi a bucuriei
pentru noi recunoștință, deoarece noi astăzi sărbăm și comemorăm finalizarea celui de-al doilea război mondial și înseamnă pentru noi pace, solidaritate și unitate. Mulțumim frumos! Mulțumesc foarte mult, doamnă ambasador, și fiindcă Portugalia a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene la începutul anului curent, îmi face onoarea să salut pe dr. Pedro Leite de Sampaio, care este reprezentantul ambasadei Portugaliei în Republica Moldova. Bun dia, dottore. Astăzi se servează și Ziua Internațională a Limbii Portucheze. Așa că vă invit pe dumneavoastră să ne spuneți ce înseamnă Europa pentru dumneavoastră, ce înseamnă Europa pentru țara dumneavoastră. Good morning. It's a great bună ziua, este deosebită plăcere pentru noi să particip la această lansare a Zilei Europa pentru Portugalia. Portugalia este o țară cu o istorie foarte lungă, prin care noi am încercat să partajăm mai multe valori, mai multe descoperiri. Am avut posibilitatea să deschidem mai multe porți și să deschidem o lume nouă. Pentru noi, Uniunea Europeană înseamnă sunt valori comune, protecție socială, mobilitate și libertatea persoanelor, călătorii libere și este foarte important să avem o familie unită, să avem un stat mai puternic, să avem o lume mai puternică cu dezvoltare economică și o prosperitate pentru toți, pentru toți cetățenii. De fapt, aceasta și este scopul care a fost prezentat de către fondatorii Uniunii Europene și pe care noi încercăm să le promovăm. Portugalia, de la momentul la care a intrat în familia europeană, foarte mult a progresat, s-a schimbat foarte mult și am devenit un stat membru activ, promovând valorile europene. De fapt, aceasta și înseamnă și este mesajul principal pe care dorim să-l transmitem cetățenilor și pe cei care ne urmăresc. Mulțumesc foarte mult, domnul Di Sampaio. Acum vreau să invit pe excelența sa Lea Stancic, care este ambasadoara Sloveniei în Republica Moldova, țara care va deține președinția Consiliului Europene în a doua jumătate a anului curent. Doamnă ambasador, excelență, ce înseamnă Europa pentru dumneavoastră? Până când doamnă ambasador reușește să se conecteze, cred că am să merg în Franța, de fapt la Chișinău, să vorbim cu doamnă ambasador Pascal Deneuve. Doamnă ambasador, știm că și Franța este o țară foarte activă la nivel european. Franța va deține președinția Uniunii Europene în anul viitor. Monsieur ambasador, ce înseamnă Europa pentru dumneavoastră? Deci, ziua de 9 mai este ziua Europa și este prin aceasta noi comemorăm această zi foarte importantă. Și ministrul de externe francez a venit cu o declarație foarte importantă, care de fapt și este considerată ca o declarație care reprezintă declarație istorică de înființare acelei zile și acelor lucruri pe care să sărbătorim astăzi. Și în spatele acestei declarații noi trebuie să vorbim despre comunitatea europeană și acest proiect european este foarte important, care a oferit posibilitatea de pace, o promisiune de pace. Și pentru noi, de fapt, aceasta reprezintă un proiect cu mai multe aspecte. Una este pacea. Și esența proiectului european înseamnă și valorile democratice. Și este un model foarte unicat, care nu este un model colectivist sau unul autoritar, ci este un model care trebuie să promoveze individualismul și reprezintă pace și un rol foarte important pentru cetățeni. Uniunea Europeană și-a asumat angajamentul să asigure dezvoltare bazată pe aspectele de piață, justiția socială. Uniunea Europeană, de fapt, reprezintă și un spațiu, o platformă de libertate, libertate de exprimare, libertate de alegere, libertate de opinie, de asemenea, supremație legii și respectarea acestor libertăți și a valorilor fundamentale sunt foarte importante din punct de vedere a capitalului, din punct de vedere a cetățenilor și din punct de vedere a valorilor pe care le arătăm. Deci, ziua de 9 mai reprezintă ziua Europei și foarte multe realizări
prins în această zi o piață unică care este soldată. De asemenea, vorbim despre aceste politici comune europene, vorbim despre securitatea alimentară, vorbim despre zona Schengen, vorbim despre Erasmus Plus, despre agențiile spațiale și alte lucruri și valori care au fost realizate. În 2021, deci noi dorim să vorbim despre cei cetățeni francezi care de asemenea încearcă să care sunt poate mai la o distanță de Franța pe care o reprezintă. Oricum, în acest context, noi trebuie să ne axăm pe niște rezultate foarte concrete, trebuie să demonstrăm această eficacitate și să demonstrăm această posibilitate care poate fi oferită tinerilor, tineretului din mai multe țări. Și vreo 70 de ani în urmă, atunci când s-a finalizat războiul, noi trebuie să uităm, trebuie să depășim aceste orori, aceste lucruri foarte teribile și noi trebuie să găsim niște semne noi și să prevenim orice semnal, orice posibilitate de a declara conflicte și noi trebuie să ne axăm pe pace. Aceasta, de fapt, reprezintă viitorul Europei și aceasta înseamnă pentru noi 9 mai 2021 și în acest context, deci noi, de asemenea, vorbim despre președinția care va fi asumată de către Franța în 2022 și suveranitatea înseamnă valori diferite, interese diferite, dar care sunt bazate pe unitate, dar prin aceste activități noi trebuie să vorbim despre cooperare internațională, despre pace și despre acel cadru de pace și solidaritate care trebuie să-l dezvoltăm. Și aceasta trebuie să asigure o consolidare pentru toate statele membre. Noi trebuie să asigurăm o stabilitate și condiții mai bune pentru dezvoltare și pentru prosperitatea fiecare persoane. Din acest motiv, UE trebuie să-și consolideze relațiile cu partenerii din Est, inclusiv și Republica Moldova, în vederea continuării acelor reforme foarte importante pentru a asigura protecția climatului și a mediului ambient, de asemenea construcția infrastructurii calitative, de asemenea să avem anumite realizări foarte frumoase care își se ducă la o cooperare mai bună, în special pentru tineretul din țările noastre. Domnul ambasador, și acum încercăm să luăm legătura cu ambasadora Sloveniei, doamna Lea Stancic. Excelență, sunteți cu noi? Ce înseamnă Europa pentru noastră? Doamna ambasador, vă rog. Before I had some problems with the connection. So 3, 2, 1. Welcome to European Union. And these were the words with which Slovenia was welcomed in the European family when the clock struck midnight on the 1st of May 2004. I was counting down on the main square in our capital in Ljubljana, together with my Ljubljana, centrul capitalei, cu mii de persoane din Slovenia care s-au adunat în această capitală și pentru a sărbători această posibilitate de a fi partener acestui și a participa în acest moment foarte important. Fiecare sărbătoare, fiecare zi a Europei, de fapt, pentru noi coincide cu accedarea, aderarea Sloveniei la Uniunea Europeană și încă o dată mi-amintește despre aceste zile frumoase, despre acea zi de neuitat, această noapte de neuitat când am aderat la Uniunea Europeană. Atunci Slovenia a avut posibilitatea să realizeze aceste scopuri foarte importante. Was the guiding principle for the democratization and independence of Slovenia and was embedded in its beginnings. The vision of Europe, care a fost adaptate. Viziunea Europei în calitate de democrație, pace, solidaritate a inspirat Slovenia și cetățenii Sloveniei au fost foarte mult inspirați de a susține Uniunea Europeană și aderarea Uniunii Europeană și aproximativ 90% din cetățenii Sloveniei au votat anume în favoarea aderării la Uniunea Europeană. Astăzi Slovenia este un susținător vehement al Uniunii Europene și a demnității europene, a libertății europene, a democrației, egalității și supremației legii. Și respectarea dreptului omului este un lucru foarte important, inclusiv și drepturile minorităților care trebuie să fie respectate. Noi suntem țări care ne ținem de aceleași valori, noi partajăm valorile libertății, libertatea mișcării, călătoriilor, capitalului, persoanelor, serviciilor și a bunurilor care trebuie să
aibă posibilitatea de a fi, de a circula în mod liber. Iată, aceasta de asemenea a avut un impact foarte important pe viața cetățenilor din Slovenia și pe dezvoltarea Sloveniei. Aceasta poate fi privită și găsită în fiecare sferă a vieții noastre. Scopul nostru este să avem o Uniune Europeană care este una mai unificată, este mai aproape și mai deschisă pentru toți. Stimați prieteni din Republica Moldova, este deosebită onoare pentru noi să sărbătorim această zi și eu vreau să felicit Europa pe această zi. Mulțumim foarte mult, doamnă ambasador, pentru acest mesaj destul de unul care inspiră. Și acum vreau să mergem la doamnă ambasador Anna Liberg, ambasadora Suediei în Republica Moldova. Doamnă ambasador, excelență, ce înseamnă Europa pentru dumneavoastră? Thank you very much again. Well, Sweden joined the European Union. Suedia a aderat la UE în 1995 și astăzi cooperarea a devenit o parte firească a vieții noastre. Este incorporată în identitatea suedeză. Noi sărbătorim valorile comune, respectarea drepturilor omului, demnității umane, democrației, legii, dar sărbătorim și diversitatea și cooperarea și solidaritatea și deschiderea și eu cred că astăzi această sărbătoare este mai importantă ca vreodată și vedem cât de importantă este Uniunea Europeană pentru pace, securitate, dezvoltare și de asemenea valorăm puterea cooperării pentru schimbările climatice, dar și alte valori și ne bucurăm să putem să facem comerț fără impedimente, dar de asemenea vreau să scot în evidență relația puternică între Uniunea Europeană și Republica Moldova cu valori partajate cu statele membre ale Uniunii Europene și în această perioadă de plină de provocări. Eu mă bucur că UE și Team Europe a reușit să fie alături de poporul din Moldova și de ce eu văd că este o bună posibilitate să sărbătorim, dar și să amintim că în perioade cu provocări e nevoie de și mai multă cooperare. Mulțumim foarte mult pentru acest mesaj. Și acum vreau să invit pe domnul ambasador, excelența sa Daniela Ioniță, ambasadorul României în Republica Moldova, țară care este foarte aproape de noi. În același timp, cel mai bine probabil și reflectă motoul zilelor Europei în Republica Moldova, solidaritate pentru sănătate împreună pentru un viitor mai bun. Domnul ambasador, aveți cuvântul și vă rog să ne spuneți ce înseamnă Ziua Europei pentru dumneavoastră, pentru România. Bună ziua tuturor, vă mulțumesc pentru invitație, vă salut cu căldură pe absolut toți. România a aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Însă și pentru noi, Ziua Europei este despre bucurie, este despre speranță, este despre încredere, despre justiție corectă, despre coeziune de care de altfel a fost și motoul președinției noastre a Uniunii Europene. Uniunea Europeană este în același timp și despre responsabilitate, despre angajament, despre principii și valori. Totodată este o construcție politică în care fiecare om al cetății se simte protejat, se simte respectat și are în față un orizont predictibil, indiferent de etnie, limba vorbită, apartenență politică sau religie. Uniunea Europeană, așa cum îi spune și numele, este despre unitate în diversitate. Și totodată, pentru România în special, Uniunea Europeană a însemnat mai multă predictibilitate pentru cetățenii de rând, a însemnat mai multă stabilitate, mai multă prosperitate. Și Uniunea Europeană înseamnă, până la urmă, dezvoltare, pentru că ești parte a unui club select în care toți sunt uniți de aceleași valori și principii, este un club care își respectă cetățenii, respectă statele și este mai mult un club care în vremuri dificile, ca în vremurile pe care le trăim acum, manifestă solidaritate pentru cei din apropierea lor. Uniunea Europeană și România, de la începutul pandemiei și până acum, cred că au fost aproape cetățenii Republicii Moldova, credem că doar împreună putem să ieșim din această nenorocită de pandemie și prin astfel de gesturi vrem cu toții să oferim tuturor perspectiva unui viitor mai bun. Mai mult, credem că Uniunea Europeană
a dovedit că este serioasă atunci când se raportează la Uniunea Europeană și dorim ca și Republica Moldova să răsplătească eforturile pe care Uniunea Europeană le face, aceleași angajamente îndeplinite în linia menținerii democrației, în linia consolidării statului de drept și în ceea ce privește acțiunea concretă pentru a asigura, cum am spus, un viitor mai bun pentru toți cetățenii care trăiesc în Republica. Mulțumim foarte mult, Excelență. Și acum mergem la București, doamna ambasador al Finlandei, Marita Kolo. Doamna ambasador, Excelență, ce înseamnă Ziua Europei pentru dumneavoastră, pentru Finlanda? Thank you, and buona ziua and good morning. Good morning to all. Bună dimineața tuturor. To attend this event. Am onoarea, mă simt onorată să particip la acest eveniment. Participând la celebrarea Zilei Europei și făcând parte din ea, în primul rând, aceasta înseamnă împărtășirea valorilor comune, nu doar libertate, democrație, supremație legii, echitate, egalitate între femei și bărbați și respectarea drepturilor omului, dar totodată înseamnă și solidaritatea în această pandemie, ceea ce înseamnă statele membre ale UE în continuu au susținut Moldova în eforturile sale. Într-al doilea rând, UE și Ziua Europei înseamnă protecția cuprinzătoare a securității cetățenilor, unitatea, promovarea păcii, stabilității, care sunt mai importante decât vreodată în vecinătate și în lume. Într-al treilea rând, UE și Ziua Europei înseamnă protecția mediului ambientă, biodiversității. Finlanda este o țară mică, orientată către exporturi. UE înseamnă, de asemenea, dezvoltarea piețelor interne, competitive și socialmente inclusive, ceea ce susține creșterea și bunăstarea noastră. În general, pentru finlandezi, UE este o zonă a regiunilor unde ei pot să studieze, să locuiască, să călătorească și să se bucure de contactele între oameni. Pandemia, de fapt, a arătat care este valoarea adevărată a beneficiilor de circulație, libertate de circulație. Deci noi împreună suntem mai puternici. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, doamna ambasador. Vreau să-l invit acum pe domnul ambasador Sandor Jabo, care este ambasadorul Ungariei în Republica Moldova. Domnul ambasador, Excelență, ce înseamnă Ziua Europei pentru dumneavoastră? Thank you very much. Good morning, everyone. Bună dimineața tuturor. Thank you very much for invitation. Și mulțumesc pentru că m-ați invitat. Este o mare plăcere pentru mine să particip la această conferință sau la această reuniune. Răspunzând la întrebarea ce înseamnă Ziua Europei pentru țara mea, eu aș vrea să subliniez în primul rând că când ceea ce îmi vine primul lucru în gând de Ziua Europei este că noi ne aflăm pe cel mai frumos continent și cel mai vechi continent. Și acest lucru înseamnă foarte mult pentru noi, maghiarii. De asemenea, mi-amintesc că 27 din peste 50 de țări este un fel de comunitate modernă, sunt o comunitate modernă și am putea să spunem că ei formează o entitate care a fost numită în diferite feluri de timp de decenii și noi, practic, acum suntem o familie pentru că noi respectăm comunitatea de valori și întotdeauna împreună am fost mai puternici. Însă, de asemenea, mi-amintește de faptul că această unitate nu înseamnă uniformitate și alte caracteristici istorice, culturale și altele care fac familia europeană diversă și cu cât mai puternice sunt națiunile Uniunii, cu atât mai puternică Uniunea va fi și cu cât mai puternici suntem toți, cu atât mai puternici ca și un tot întreg suntem. Domnul ambasador Jabo, acum vreau să invit pe excelența sa, ambasadora Austriei în Republica Moldova, doamna Stella Valone.
Doamna ambasador, excelență, ce înseamnă Ziua Europei pentru Austria, pentru țara dumneavoastră? Bună ziua! Well, first of all, I think one should not see the EU primarily in the context of the internal. Cred că trebuie să vedem Uniunea Europeană doar în contextul sau primar în contextul pieței interne, cum au menționat colegii mei. UE și predecesorii au fost lansați pentru a promova pacea și stabilitatea în Europa. Uniunea Europeană în continuare rămâne a fi cel mai reușit proiect de pace și datorită UE am avut o dezvoltare mai mult pașnică pe teritoriul tuturor statelor membre ale UE de peste 70 de ani acum și doar pacea și stabilitatea împreună cu statul de drept formează baza pentru o dezvoltare economică solidă. Bineînțeles că Austria și-a avut istoria sa de succes, reconstruirea economică după război, însă țara este într-o poziție complet diferită atunci când vrea să-și facă voce auzită în negocierile internaționale. Alături de alte state membre ale UE, noi împreună putem să realizăm mult mai multe decât am fi realizat fiecare stat în parte. Asta și în ceea ce ține de protecția mediului ambient, pentru că mediul ambient nu se oprește la frontiera statului. Pacea, stabilitate, politica externă, relațiile economice, învățământul și noi cu toții am observat în fața pandemiei nu există frontiere pentru probleme de sănătate. Și UE a avut două momente decisive în istoria UE. La 1 ianuarie 1995, cu aderarea Austriei la UE, atunci când noi împreună cu Suedia și Finlanda am aderat la cele 15 state membre și participarea la instituțiile UE ne-au ajutat să contribuim cu ideile noastre proprii pentru a dezvolta Europa și am putut să consolidăm pozițiile noastre și altor parteneri internaționale în negocieri. Și al doilea lucru este în 2004 și în 2007, iarăși extinderea Uniunii Europene, care era, și această extindere era despre reunificarea Europei, pentru că vizarea Europei s-a simțit foarte mult în Austria. De exemplu, capitala Slovaciei, Bratislava, este la o oră, dar era o frontieră de nedepășit și toate consecințele pe care le-am avut la nivel politic, economic, social și cultural, dar era vorba despre contactele între oameni și familiile erau separate și cu aceste schimbări care au urmat, legăturile de familie au putut să fie reînviate. Și noi, nimeni nu suntem perfecți, dar dacă nu ar fi existat Uniunea Europeană, ar fi trebuit să o inventăm noi. Să o inventăm noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Doamna ambasador, excelență, pentru acest mesaj. Acum vreau să-l invit pe domnul ambasador Kęstutis Kucmanas, care este ambasadorul Lituaniei în Republica Moldova. Domnul ambasador, ce înseamnă Ziua Europei pentru noastră? Bună ziua! Indeed, I'm very glad for this event. Thank you, organizers. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitația la acest eveniment și aș vrea să încep. Or the 31 years ago, in 1990, March of 1990, we declared our independence, restoration of our independence. Am declarat independența noastră mai mult de 30 de ani în urmă și în 2004, ulterior, am devenit membri a UE, a zonei Schengen, a zonei Euro și suntem la moment una din țările cele mai rapid, care se dezvoltă cel mai rapid în UE. Europa pentru mine este democrație, supremația legii, drepturile omului și oportunități. Oportunități pentru savanți, studenți și pentru alții. Posibilitatea de circulație, libertatea de circulație și cum s-a menționat, este important de spus că e vorba despre pace și stabilitate. Asta este este un lucru foarte important. Eu doresc tuturor pace, stabilitate în UE și în regiune.
Acum vreau să invit pe doamna ambasadora Croației, Maria Capitanović. Excelență, ce înseamnă Ziua Europei pentru dumneavoastră? Hello, bună ziua! I'm very glad to be here with you. Mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Din câte cunoașteți, Croația este cel mai tânăr stat membru, cel mai nou stat membru care a aderat la UE. În primul rând, aș vrea să menționez că calitatea de membru în UE, la fel și procesul de dinainte aderării la UE, a ajutat Croația să depășească perioada de tranziție și toate provocările legate de perioada de tranziție. De exemplu, unii indicatori care au arătat cu referire la primii 5 ani de membru în cadrul UE, noi am sporit exporturile, salariul real a crescut, rata de șomaj s-a îmbunătățit. Și acum rămâne să vedem, pentru că veniturile gospodăriilor casnice au crescut. Adică acestea sunt indicatori doar pentru primii 5 ani. Probabil acest lucru se datorează reformelor și ajustărilor care au avut loc în sectorul privat, la economia de piață, la standarde mai înalte. Dacă vorbim despre Uniunea Europeană, aș vrea să menționez și fondurile europene, care sunt foarte europene. Accesul la aceste fonduri este foarte important pentru procesul de reformă și pentru adaptarea la standarde, la niște standarde. Eu aș zice standarde foarte înalte ale Uniunii Europene, cum ar fi standardele în sectorul agricol, siguranța alimente, mediu ambient, protecția consumatorilor și toate lucrurile astea țin de UE. Cu aceste rezultate au fost îmbunătățit nivelul de viață a cetățenilor de rând. Și aderarea la UE a însemnat ceva tangibil pentru cetățeni. E vorba despre îmbunătățirea modului lor de viață, a nivelului lor de viață. Pe lângă standardele democratice și, bineînțeles, UE este un proiect de pace foarte valoros. Noi cu toții cunoaștem lucrul acesta, în special în țara mea. Dar pe lângă acestea, UE a îmbunătățit simțitor nivelul de trai al cetățenilor. În special în țările care au aderat la UE, nu zic recent, dar într-o istorie mai recentă a Uniunii Europene. Mulțumesc mult, excelență. Vreau acum să o invit pe doamna ambasador Ingrid Cresel Vichigera, care este ambasadorul Estoniei în Republica Moldova. Doamna ambasador, ce înseamnă Ziua Europei pentru dumneavoastră? Bună ziua a tuturor. I hope you can hear me because this yes, we do. Că se aude, da? One has to always open up with this. Și mulțumesc pentru că ați organizat acest eveniment și că ne-ați permis să adresăm și noi câteva cuvinte și să spunem ce înseamnă UE pentru noi. Este foarte greu să spui lucruri după ce colegii mei au spus foarte multe lucruri importante. Dar aș vrea să încep cu ceea ce a spus colegul francez, că Uniunea Europeană este cel mai reușit proiect de pace în toată lumea. De la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, nu a avut loc niciun conflict pe continentul european. Totuși, cel de-al doilea război mondial s-a încheiat în 1944, am fost ocupați de Uniunea Sovietică și cel de-al doilea și ne-am recapătat independența în 1991, dar ultimul pact. Dar și ultimele trupe rusești au părăsit Estonia în 1994. Însă după aceasta, pentru noi, cea mai mare dorință a fost să ne reunificăm cu Europa, cu valorile pentru care pledează Uniunea Europeană și libertate, justiție, democrație și alte. Și de ce ne-am bucurat foarte mult să devenim membre
în 2004 împreună cu alte state să devenim membri ale Uniunii Europene și să ne bucurăm de posibilitățile de a circula, de a studia, de a munci într-un spațiu mult mai mare decât being a part of this community. Și să fim parte a acestei comunități pentru noi nu înseamnă să renunțăm la identitatea noastră, pentru că cultura este sprijinită, drepturile sunt respectate, pentru noi asta este important și să fim parte, cum spune motoul, uniți prin diversitate și uniți suntem mult mai buni. Pentru că așa putem avea o voce mai puternică pe scena globală, toate cele 27 de state împreună și politica Uniunii Europene de a aduce prosperitatea și stabilitatea nu doar în propriul nostru, propriile noastre țară, dar și în rândul vecinilor, inclusiv în parteneriatul estic, inclusiv Republica Moldova. Noi, prin exemplu, putem să motivăm țările ca și ele să întreprindă reformele dificile. De exemplu, țara mea de asemenea a trecut prin aceste perioade dificile când trebuie să faci mai multe eforturi, dar ulterior ai mai multe beneficii. Mulțumesc. Vreau să-l invit acum pe excelența sa, ambasadorul Slovaciei în Republica Moldova, Dušan Dačo. Domnul ambasador, ce înseamnă Europa pentru dumneavoastră? Până când se conectează domnul ambasador, zic să transmitem ștafeta mai departe. Iarăși la București, reprezentantul ambasadei Greciei în Republica Moldova, Dimitrios Cara Constantinis, care este însărcinat cu afacerea ambasadei. Vă rugăm să ne spuneți ce înseamnă Zi Europa pentru dumneavoastră. Bună ziua. Hello and good morning. Thank you very much for organizing this event. Vă mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestui eveniment. Este o mare plăcere pentru mine să fiu aici. Doamna ambasador Sofia Ramadan nu a reușit să participe la acest eveniment astăzi, dar ar vrea să transmită cele mai frumoase salutări din partea dumneiei pentru Ziua Europei, aceste celebrări, dar și lunile următoare. Uniunea Europeană, pe lângă alte lucruri, este despre solidaritate, pace. Nu se aude vorbitorul, pare rău. The greatest achievement of Europe. The European Union has set an unprecedented example on how to set optimistic goals and how to overcome challenges in order to achieve these goals. Of course, there is still a lot to be done. But the future is ours, and I think, I'm sure, I'm positive that we will succeed together because Europe is our home and our common future. Happy Europe Day to everybody. Thank you very much. Să vedem dacă domnul ambasador Dušan Dachu s-a conectat, ambasadorul Slovaciei. Dacă nu, vreau să invit pe Cristin Zinchenko, care este adjunctul ambasadorului Letoniei în Republica Moldova. Cristin, ce înseamnă Europa pentru dumneavoastră? Mulțumesc. Bună dimineața, dragi prieteni! During the last three decades, de atunci nici eu nu aud ca să... Latvia have done a long way from restoring independence to integration into the European Union, becoming a prosperous and modern state. Being a member of European family means fulfilling highest democratic standards and principles, and having numerous benefits for ordinary citizens, like free movement without borders and single currency, euro. Latvia is a part of Europe. Moldova is a part of Europe too. And Latvia, together with the whole European Union, stand with Moldova in these challenging times.
We will continue to provide support to our consequences of pandemic, as well during implementation of reforms for the benefit of people. Because together we are stronger. And let's celebrate together Europe Day. Greetings from Latvia. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, doamna Zinchenko. Vreau să-l invit pe reprezentantul Băncii Europene de Investiții în Republica Moldova, Alberto Carlei. Domnul Carlei, ce înseamnă Ziua Europei pentru dumneavoastră? Thank you very much for being invited today to be part of this nice event. This is for us a special day, and it's the time to remember the European values that unite us and that are also the basis of everything we do at the EIB. We are clearly living in a world that poses us many challenges. However, we are stronger together, and the challenge of today also are opportunities for unlocking the potential of Moldova and building a more prosperous and sustainable future for this generation and the generation to come. We stand ready, together with European partners, to bring forward the Implement project in Moldova that will help realize this vision and improve life of Moldova, care să îmbunătățească viața cetățenilor din Republica Moldova. Vă mulțumesc noi foarte mult pentru acest mesaj. Vreau încă o dată să mulțumesc tuturor celor care ne urmăresc și vedeți că cât de reprezentativă este Uniunea Europeană și diversă și în același timp unită în mesajele transmise din partea ambasadorilor care sunt astăzi alături cu noi. Și, cum ziceam, câteodată, cu fiecare criză, există și anumite oportunități. Și atât faptul că avem astăzi această oportunitate să ne conectăm online, avem posibilitatea să auzim aceste voci care transmit aceste mesaje, ce înseamnă Europa pentru fiecare țară. Și ați văzut că mesajele sunt în mare parte aceleași. Chiar dacă țările sunt diverse, suntem în situația în care s-auzim mesaje de unificare, de consolidare. Și exact aceasta înseamnă Uniunea Europeană. Și astăzi avem și acest motto, solidaritate pentru sănătate, împreună pentru un viitor mai bun. Și cu toții ne-am convins că echipa Europa, reprezentată astăzi aici de domnul ambasador Peter Mihalco și de ambasadorii care sunt conectați alături de noi, dar și de mulți alții care ne urmăresc, dar nu au reușit să se conecteze. Echipa Europa a fost alături de Republica Moldova și este în continuare și cred că lucrul ăsta este cel mai important pe care poate să-l simți fiecare din noi, fiecare cetățean în Republicii Moldova. Domnul Daho, excelență, ați reușit să vă conectați? Ok, atunci zic să încheiem acest maraton, Euromaraton, sau care a fost chiar un Eurosprint, și vreau să-l invit pe domnul ambasador Peter Mihalco. Domnul ambasador, excelență, puteți să ne spuneți care este agenda, care sunt prioritățile Zilei Europei în Republica Moldova? Mulțumesc foarte mult, dar în primul rând vreau să mulțumesc colegilor mei, ambasadorilor și colegilor din ambasade, statelor membre Uniunii Europene, precum și din Banca Europeană de Investiții, Banca Uniunii Europene, pentru prezentarea acestei importanțe Uniunii Europene, care este împărtășită de către statele membre, dar și fiecare cetățean Uniunii Europene. Și vorbim despre în jurul de 500 de milioane de cetățeni care împărtășesc această importanță Uniunii pentru noi toți. Noi, cu agenda Zilei Europei 2021, ne-am inspirat din valorile Uniunii Europene, dar și prioritățile Uniunii de politică externă în raport cu țările sale partenere. În Republica Moldova, cu siguranță vorbim despre importanța relațiilor noastre, acordul de asociere și cooperarea noastră. Și cu această situație grea, cu pandemie, am descoperit și niște oportunități de a informa și mai mult pe cetățeni și în mod digital, în cooperare cu mass media, în cooperare cu rețele sociale. Și anul trecut am ajuns la mai mult decât 2 milioane de oameni care
au fost audiența noastră și acest an avem această ambiție de a ajunge la fiecare cetățean în Republica Moldova. Și de fapt vorbim despre Ziua Europei care va dura întreaga lună, pentru că vom avea așa de multe activități, precum și anul trecut, dar și anul acesta, și vreau să mulțumesc și tuturor colegilor, ambasadelor țărilor membre pentru contribuția care ei au în toate aceste activități. Agenda Zilei Europei constă în următoare componente. Campanie de presă dedicată asistenței Uniunii Europene oferită Republicii Moldova. Cu acest prilej mulțumim foarte mult jurnaliștilor care sunt implicați proactiv în realizarea acestei campanii și ne bucură în mod deosebit și implicarea presei regionale, căci proiecte Uniunii Europene și statelor membre Uniunii Europene sunt implementate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Al doilea component este o campanie de presă dedicată și echipei Europa prin participarea în presă a ambasadorilor statelor membre ale Uniunii Europene. Este vorba despre un șir de interviuri în foarte multe mass media în întreaga țară și asta va oferi posibilitatea cetățenilor de a auzi și mai mult despre experiențe statelor membre Uniunii Europene în ceea ce privește dezvoltare, prosperitate și ce înseamnă Uniunea Europeană pentru ei și inclusiv relațiile între statele membre și Republica Moldova și cum ele ajută pentru cetățeni Republicii Moldova. Am pregătit și tradițional concert prilejuit de Ziua Europei și este nelipsit și anul acesta de o performanță excelentă în care vor fi prezentate cânteci și melodii din toate țările membre Uniunii Europene și ele vor fi performate de către Filarmonica Națională Sergei Lunchevici, de către Orchestra Națională de Tineret și Lala Play Voices, care au fost partenerii noștri și anul trecut. Acest concert va fi difuzat online pe data de 9 mai, cu începere la ora 20, deci 8 seara. Acest concert va fi punctul de pornire a Săptămânii Muzicii Europene, care va avea loc în perioada între 9 și 16 mai. Și acolo sunt pregătite multe activități, precum jazz festival, concerte oferite de către România, Austria, Spania. Deci sunt multe activități care vor fi aduse la atenția publicului din Republica Moldova. O altă componentă a agendei Zilei Europei este tradițional orașul virtual european, care constă într-o serie de activități online la teme inspirate din prioritățile politicii externe a Uniunii Europene, cum ar fi protecția mediului, suport pentru dezvoltarea afacerilor, asistența Uniunii Europene pentru abilitarea tinerilor sau transformarea digitală și societate mai puternică. Acestea fiind prioritățile noastre și în cooperarea noastră cu Republica Moldova și implementată în proiecte care sunt susținute și care ajută cetățenilor Republicii Moldova. În cele de urmă, dar nu mai puțin important, Festivalul de Film și Cultura Europeană, care începe pe data de 16 mai și este planificat până în data de 31 mai, așa încât veți avea prilejul să urmăriți filme artistice și documentare oferite de ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene. Stimați prieteni,
în mod special ambasadorii statelor membre Uniunii Europene, dragi colegi, excelențele voastre, stimați colegi, contribuția dumneavoastră a fost și rămâne esențială, astfel încât publicul să poată beneficia de informații de maximă actualitate și acuratețe, emisiuni culturale și educative. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare și sunt sigur că vom avea o experiență extraordinară cu toate activitățile pregătite pentru Ziua Europei în Republica Moldova 2021. Excelență, vă mulțumim foarte mult. Eu v-am ascultat personal cu mare atenție și chiar am de gând duminică să pun, să fac o cină și cu fetele mele să ne așezăm în fața unui ecran și să urmărim concertul despre care ați menționat dumneavoastră, la fel ca și celelalte activități foarte interesante. Vă rugăm să urmăriți, dragi cetățeni și jurnaliști, cu mare atenție programul care este afișat pe pagina eufomoldova.eu, dar la fel pe pagina de Facebook Europe Day, pentru ca să urmăriți și să promovați activitățile care se vor desfășura toată luna mai. La fel, acum este momentul ca noi să mulțumim excelențelor domnilor ambasadori pentru niște mesaje foarte emoționale. Eu, de exemplu, chiar mi-am făcut și niște notițe. Sunt sigur că jurnaliștii și-au făcut și ei notițe și o să preia aceste emoții, memorii istorice din nopțile nedormite de celebrare, la fel valorile pe care le-ați împărtășit cu noi și care chiar pe mine personal m-au emoționat foarte mult. Și sunt sigur că și jurnaliștii la fel au urmărit cu sufletul la gură fiecare cuvințel pe care l-ați spus. Acum am să vă rog, stimați jurnaliști, să adresăm câte o singură întrebare la unul dintre excelențele sale ambasadorii pe care îi avem prezenți împreună cu noi. Și cred că am să încep. Ludmila deja ridică mâna. Mulțumesc foarte mult, Ludmila, că ești cu noi. Ludmila Barbu de la Moldova 1 dă startul sesiunii de întrebări pentru excelențele dumneavoastră. Ludmila, pentru cine este întrebarea ta? Da. Bună ziua tuturor! Aduc felicitări anticipate tuturor statelor membre ale comunității europene, inclusiv ale statelor care aspiră la această calitate, la acest statut. Mă folosesc de ocazie ca să anunț că ziua de 9 mai Moldova 1 va avea o ediție specială dedicată Zilei Europei, cu începere de la 13:30, unde cetățenii Republicii Moldova, telespectatorii, vor putea să afle mai multe istorii de succes privind implementarea proiectelor europene, cum se schimbă țara noastră la față, grație suportului european. Mă voi rezuma aici, dar am o întrebare pentru doamna ambasadoarea Suediei, doamna Lindberg. Suedia susține mai multe proiecte în Republica Moldova. Unul pe care l-aș remarca eu la acest moment este proiectul EdTrade, care are drept obiectiv promovarea exporturilor produselor moldovenești pe piața europeană. Deci acesta este unul dintre obiectivele acestui proiect. Altul, după mine, este consolidarea integrității statului Republica Moldova, fiindcă include producători de pe ambele maluri ale Nistrului. Aș fi vrut să aflu la această etapă în ce măsură ambasada Suediei este satisfăcută de rezultatele atinse. Mulțumesc! Thank you very much for this question. And as you know, Sweden has a întrebare, cum ați recunoașteți, într-adevăr, Suedia are o cooperare foarte frumoasă și trei domenii foarte importante pe care vreau să le menționez. Este dezvoltarea unei economii de piață, prin care noi încercăm să susținem afacerile, întreprinderile din Republica Moldova, astfel încât să beneficieze de toate avantajele care sunt oferite de către acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Noi încercăm, de asemenea, să consolidăm și competitivitatea
competitivitatea companiilor, cum este în domeniul TIC, în domeniul vestimentației, de asemenea, anumite domenii legate de agricultură și siguranță alimentară. Și noi acum suntem tot mai ne apropiem de finalizarea acelei strategii de 7 ani pentru țară, pentru Republica Moldova, și cum încercăm să elaborăm o strategie nouă pentru următorii ani. Să susținem dezvoltarea de piață, de asemenea cu implementarea de CFTA-ului, care de asemenea va reprezenta o parte și o componentă foarte importantă din activitatea Suedei. Și din ceea ce am observat, am văzut foarte multe rezultate care deja au fost realizate pe parcursul acestor ani, dar de asemenea vedem un potențial foarte mare de a continua această muncă și de asemenea de a continua susținerea acelor reforme în domeniile sus menționate și de asemenea pentru a avea o implementare mai bună în implementarea acelor obiective care sunt depuse în acordul DCFTA. Acum am să rog pe următorii care doresc, doamna Vera Bulgaru. Vă spun și eu tuturor bună ziua și vin anticipat la fel cu o felicitare pentru toate statele membre al Uniunii Europene cu celebrarea Zilei Europei. Am vrut să vă anunț și eu că 10 posturi de televiziune locale în data de 16 mai vor difuza diverse reportaje, istorii de succes celor din Republica Moldova, tinerilor care au obținut succes grație proiectelor care au fost oferite de Uniunea Europeană. Și acum am și eu o întrebare pentru doamna ambasadoare din Germaniei. Și, excelență, vă rog să ne spuneți care din politicile implementate de Germania în contextul aderării la Uniunea Europeană ați recomanda să fie implementate și în Republica Moldova ca o direcție prioritară ca să fie, pentru că să schimbe situația în una mai bună prin realizări concrete, fiindcă la capitolul reforme cam batem pasul pe loc. Mulțumesc mult pentru întrebare. I would like to refer first of all to what some colleagues have said from countries who have joined the EU. Colegii noștri care au aderat la Uniunea Europeană puțin mai târziu de aderarea Germaniei, deci aceste țări au trecut prin foarte multe aspecte de transformare și au observat care sunt de beneficiile procesului de reformare, de exemplu, cum a fost în Estonia, Letonia și alte țări. Dar ceea ce pot să vă zic este că acordul de asociere și parteneriatul cu Uniunea Europeană reprezintă un cadru foarte important prin care Republica Moldova ar putea să asigure o reformare mai bună a instituțiilor și a celor proceduri care există în Republica Moldova, astfel încât să se armonizeze și să beneficieze de relații mai apropiate cu Uniunea Europeană. Și cred că un sector foarte important pe care vreau să-l menționez este sectorul justiției. Deci în sectorul justiției noi credem că foarte multe reforme sunt necesare. Da, cu adevărat legile s-au schimbat, dar aplicarea și implementarea este cam mai tardivă. Din acest motiv noi vă recomandăm să vă uitați anume la acest sector și să urmăriți, să monitorizați nu doar ceea ce este teoretic, dar de asemenea ce este implementat în practică din punct de vedere reformei este justiției. Și al doilea lucru care a fost menționat de către colega mea din Suedia este să valorificați la maxim din acel potențial care este oferit de către acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Și aici noi putem să ne uităm la cele proceduri de producere, de exemplu în agricultură sau în alte domenii, astfel încât producătorii din Republica Moldova să aibă posibilitatea să-și îmbunătățească standardele și normele de producere, astfel încât să aibă
acces la o piață europeană foarte mare, care ar fi foarte benefic pentru Republica Moldova din punct de vedere a standardelor fitosanitare și altor standarde care sunt foarte... Este un potențial foarte mare pentru producătorii din Moldova, dar mai sunt și alte sectoare în care reformele sunt necesare, dar probabil aceste două sectoare pe care vreau să le mențin, care ar putea să beneficieze în mod imediat și ar aduce beneficii imediate pentru cetățenii Republicii Moldova. Vă mulțumim foarte mult! La fel, vă mulțumim foarte mult și pentru mesajul emoționant pe care l-ați avut la început, care au fost sentimentele celor din Est și din Vest. Sunt sigură că jurnaliștii au ascultat cu mare interes și o să vă citeze deja mai departe. De la televiziune aș vrea să salutăm și jurnaliștii de la radio. Cristina Păpușoi de la Radio Chișinău. Salut, Cristina, am înțeles că ai o întrebare pentru care dintre domnii ambasadori sau doamnele ambasadoare? Mulțumesc de altfel pentru această oportunitate. Aș vrea să adresez o întrebare doamnei ambasadoare a Sloveniei. Știu că dumneavoastră a preluat de curând mandatul în Republica Moldova. Și aș vrea să o întreb care sunt domeniile pe care ar trebui să se acceze relația viitoare dintre Republica Moldova și Slovenia și ce proiecte ar putea fi dezvoltate. Așteptăm ca traducătorii să facă traducerea în căști doamnei ambasadoare, să vedem dacă a auzit că... Și o rugăm pe doamna ambasadoare să răspundă la această întrebare. Cristina, tu mai aveai, am înțeles, cu o întrebare și pentru... Da, și pentru Portugalia. Portugalia, da. Pentru că Portugalia deține președinția Consiliului Uniunii Europene în ultimele 6 luni, să zicem așa. Aș vrea să întreb care este politica și care sunt prioritățile Portugaliei pentru statele din parteneriatul respectiv, în care face parte și Republica Moldova. Good morning. Yes. We took the presidency for 6 months. Da, adevărat, noi am preluat această președinție și mai avem încă câteva luni înainte. Prioritățile pentru noi, din punctul nostru de vedere, pentru parteneriatul este chestia dezvoltarea socială, promovarea unei Europe mai digitale, o Europă mai digitală, mai dezvoltată din punct de vedere tehnologiilor informaționale și comunicare. În cadrul și în perioada președinției Portugaliei, ne dorim foarte mult să asigurăm cetățenilor Europei să aibă acest sentiment, precum că dimensiunea socială va fi dezvoltată, va fi promovată în continuare. Și atunci cetățenii Europei și din Portugalia vor avea o platformă comună de dezvoltare pe viitor. Prin această platformă să consolidăm modelul european și prin aceasta să devenim o familie unită cu mai multă protecție socială, cu o dezvoltare digitală mai pronunțată și de asemenea să ne axăm mai mult pe dezvoltarea ecologică, pe aspectele citări cu Ziua Mondială a Limbii Portugheze. Revenim înapoi la ambasadoarea Sloveniei să vedem dacă dumneaei este conectată și ar putea excelența sa să răspundă la întrebarea Cristinei. Excelență, vă salutăm, dacă mai sunteți încă cu noi. You are asking me for the priorities of Slovenian presidency. Exact, despre prioritățile Sloveniei pentru care sunt prioritățile. Yes, Slovenia is going to take our second presidency. Deci noi vom asuma a doua președinție a Sloveniei, al doilea termen, de la momentul la care am devenit membru a Uniunii Europene, deoarece prima dată am preluat această președinție în 2008 și acum vom prelua al doilea mandat, a doua președinție în experiența Sloveniei și suntem printre primele state membre a UE care au devenit, de fapt,
și membrii și au aderat la Uniunea Europeană în 2004. Și nu suntem parte a acestui trio, suntem împreună cu Portugalia și Germania în acest triunghi, suntem ultimii din acest triunghi. Din acest motiv, dacă să vorbesc despre prioritățile noastre, noi ne axăm pe patru piloni importanți în aceste relații și, în primul rând, este dezvoltarea Uniunii Europeană, astfel încât să beneficiem de încrederea cetățenilor europeni și pentru acest scop, și pentru a realiza acest deziderat, este foarte important să ne axăm pe sănătate, dezvoltare, sectorului sănătății publice și, de asemenea, să ne axăm pe problemele de securitate cibernetică. Și o parte importantă a președinției Sloveniei este ține de viitorul Europei. Și al doilea pilon este reinvigorarea economică a Uniunii Europene și, iarăși, ne axăm pe a tranziția spre economie ecologică, verde și digitizarea. Și un al treilea aspect foarte important este supremația legii și viața europeană. Și al patrulea pilon foarte important este să avem o Uniune Europeană mai securizată, care s-a dovedit a fi un partener foarte fezabil, foarte credibil în această vecinătate și, de asemenea, în lumina parteneriatului estic, este foarte important să vorbim despre acest parteneriat și pentru Balcanii de Vest. Și nu doar importanța acestui parteneriat credibil trebuie să fie menționat, dar, de asemenea, noi trebuie să vorbim... Excelență, vă mulțumim foarte mult! Acum mergem la Soroca, la jurnalistul Vadim Șerbate de la SOR TV. Vadim, te salutăm! Te salutăm și te felicităm că ai la tine în oraș o cetate atât de frumoasă, renovată cu suportul Uniunii Europene și statelor membre. Sper că tu foarte savurezi din plin acest lucru la tine acasă. Îți dăm cuvântul pentru următoarea întrebare. Da, mulțumesc. Deci am avut doar o precizare la Observatorul de Nord. Dar mulțumim Uniunii Europene pentru prima etapă de restaurare a cetății și acum iată a doua. Am o întrebare pentru excelența sa Ingrid Creșel, ambasadoara Estoniei. Deci, cum a reușit Estonia să integreze în Uniunea Europeană nu doar Tallinnul, ci și Narva, de exemplu? Și dacă procesul s-a încheiat la 1 mai 2004 sau continuă și în prezent de integrare? Mulțumesc! Thank you very much for the question. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Dacă am înțeles corect, ați întrebat despre cum noi am reușit să integrăm și acea parte a de nord-est, partea de nord-est a Estoniei, care este predominant populată de vorbitori de limbă rusă. Deci, este un proces în curs. Uniunea Europeană se întinde până în Narva, care este un oraș de frontieră cu Rusia și locuitorii sunt 90% vorbitori de limbă rusă. Este un punct de frontieră foarte solid, foarte puternic. Eu am vizitat locația de câteva ori, trebuie să admit că este un loc interesant. Oricum, există nu doar în Estonia, dar și în multe alte locuri din Uniunea Europeană, mai sunt chestiuni legate de integrarea comunităților de vorbitori de alte limbi. Noi am reformat treptat învățământul, domeniul de învățământ, deja din anul 2000 am început acest proces și aveam două sisteme de învățământ, în limba rusă și în estoniană. În școlile cu predare limba rusă, treptat au fost predate, introduse și predate obiecte sau materii în limba estoniană, treptat. Și în acest caz sprijinim foarte mult și Republica Moldova să aibă cât de mult posibil predare în limba de stat, pentru că acest lucru este esențial pentru a integra societatea, începând cu tinerii. Și bineînțeles că există foarte multe programe în acea parte a țării unde problemele social-economice sunt de asemenea abordate, pentru că în anii 90
făcea parte din sistemul industriei sovietice și trebuia să... Și, nu a avut un loc firesc în economia estoniană și de aceea au fost mai multe inițiative de a identifica mai multe oportunități de antreprenoriat pentru oameni. Și e vorba despre învățământ și identificarea oportunităților pentru oameni, ca ei să-și găsească propria lor vocație în domeniul antreprenoriatului, de exemplu, și, și cu Republica Moldova. Atunci este și în Moldova una din prioritățile noastre ale guvernului este guvernul Estoniei să promovăm antreprenoriatul, astfel încât oamenii să-și găsească să-și facă un mod de trai mai bun. Adică mulțumim, Vadim. Mergem acum la TVR Moldova. O să vă rugăm frumos, bună ziua. Bine ați venit la noi la conferința de presă. Vă rog frumos să adresați întrebarea dumneavoastră. Bună ziua! Vă salut pe toți și cu acest prilej țin să aduc felicitări cu ocazia Zilei Europei 2021. Am o întrebare pentru excelența sa, Daniel Ioniță, ambasadorul României în Republica Moldova. Domnule ambasador, voiam să vă întreb dacă în viziunea dumneavoastră există anumite impedimente la Chișinău când vorbim de interconexiunea sistemului moldovenesc, energetic. Vă întreb asta pentru că avem deja gazoductul Iași-Chișinău, care nu este pe deplin în funcțiune, iar în cazul interconexiunii electrice, proiectul se tot amână. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu pentru întrebarea dumneavoastră. România, ca de altfel și alte state și statele membre ale Uniunii Europene, s-au pronunțat întotdeauna pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova, sens în care am reușit să finalizăm până acum gazoductul la care ați făcut și dumneavoastră referire, Iași, Ungheni și Nau. Gazoductul respectiv pe segmentul din Republica Moldova a fost dat în exploatare anul trecut cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova. Totodată, România, ca de altfel și statele membre ale Uniunii Europene, susțin și alte proiecte de interconexiune energetică, inclusiv cele care vizează stația back-to-back de la Vulcănești sau construcția unor linii electrice aeriene, care cu adevărat vor asigura luxul, dacă vreți, pentru cetățenii Republicii Moldova, a se putea alimenta cu energie, fie ea electrică sau energie termică, din mai multe surse. Pentru finalizarea însă acestor proiecte, pe de o parte este nevoie de susținerea partenerilor internaționali, de susținerea României, care, așa cum am spus mai devreme, acestea există. Pe de altă parte este nevoie ca și Republica Moldova să avanseze în ceea ce privește definitivarea propriei strategii asigurarea a securității energetice și să ducă la bun sfârșit proiectele de infrastructură la care s-a angajat anterior. Mulțumesc! Excelență, vă mulțumim foarte mult! Acum, iarăși revenim la Soroca, unde Constantin Volnitski, pe care îl salutăm, are o întrebare pentru Franța. Bună ziua! Aduc felicitări tuturor statelor europene, inclusiv și celor care tind să se unească la cele la alte deja unite. Și noi la Soroca, unul dintre segmentele asistenței Europei la noi în Soroca este proiectul claselor bilingve de la Liceul Teoretic Constantin Soroca, de Constantin Stiere, care este implementat începând cu anul 2000. De aceea am o întrebare către ambasadorul Franței, că fiindcă acest proiect se implementează cu suportul țării menționate și sub egida Agenției Universitare a Francofoniei a fost deschis Centrul Francofon la noi, care este liber, care are acces liber la informație, este dotat cu calculatoare, audio, video, aparaturi, ghiduri, dicționare și multe altele care
este suport benefic și destul de esențial din partea Franței. Clasele francofone studiază aprofundat limba franceză, începând cu clasa a întâia. Din clasele a cincea studiază obiectele matematică, fizică, chimie în această limbă. Pe urmă, absolvenții sunt încadrați în universitățile din Franța, din alte țări care sub acest proiect. Dar totodată în conlucrarea noastră cu această instituție s-a depistat și unele confruntări care există la ziua de astăzi și este clar că impactul a adus pandemia. Aceste confruntări sunt cum ar fi lipsa de manuale și încetarea profesorilor de a se perfecționa în Franța. De aceea, întrebarea mea este legată de acest proiect și vreau să întreb care este perspectiva lui în țara noastră pe viitor și care pași urmează Franța să mai investească la noi, în regiune. Care se referă la acele școli în Republica Moldova, dacă am înțeles corect întrebarea. Despre asta și la fel despre anumite planuri ale Franței pentru regiunea respectivă, pentru Soroca. Investițiile care, dacă aveți ceva în plan. Yes. Soroca, există școala aceasta bilingvă, sunt 8 în total în țară și acest proiect este unul important pentru noi. De fapt, Republica Moldova sunt foarte multe persoane care studiază franceză în sistemul public. Sunt 8 școli bilingve, cum am mai spus, și aceste 8 școli, în aceste 8 școli învață 4.000 de elevi și Soroca este una dintre acele școli. În Soroca este una din acele școli. Și prin acest program se promovează valorile culturii limbii franceze și noi am fost de acord împreună cu președintele, doamna Sandu, să dăm un nou imbold acestei rețele, acestor școli foarte interesante și valoroase și acesta este un proiect foarte promițător, inclusiv în Soroca, împreună cu echipa, cu Alianța Franceză și cu partenerii internaționali, cum este Organizația Internațională a Francofoniei, noi ne unim eforturile și vom lansa comunicarea spre noi realizări în sector. Guvernul francez a mobilizat burse școlare pentru profesori și pentru elevi. Și din această perspectivă, Soroca, cooperarea lingvistică, cu siguranță se va îmbunătăți pe viitor. Excelență, vă mulțumim foarte mult. Acum mergem la IPN. Domnul Valeriu Vasilică, vă salutăm! Bună ziua tuturor, felicitări tuturor! În lipsa unui ambasador care ar reprezenta Republica Moldova la această întrevedere, vă rog să-mi permiteți mie să spun ce înseamnă personal pentru mine, pentru echipa noastră, Ziua Europei, Europa în ansamblu, Europa în ansamblu. Este un simbol care ne oferă o șansă de a ajunge să trăim și noi în condițiile lumii civilizate cu toate componentele civilizaționale ale acestei noțiuni și evident ne dorim o bună parte din societate să ajungem în acel punct
cât mai repede. În acest sens, am și eu o întrebare către excelența sa, ambasadorul Lituaniei, domnul Kęstutis Kuzmanas. De fapt, excelența, este mai mult decât o întrebare, este o frământare pe care o am de foarte mulți ani și la care caut răspuns. Uneori formula frământării este alta, uneori răspunsul pe care îl găsesc este altul. Dar sper că dumneavoastră ne puteți ajuta în aceste frământări ale noastre și nu mă refer acum la sprijinul pe care foarte solid, foarte serios îl oferiți în aproape toate sferele vieții din Republica Moldova pentru o integrare mai bună a țării noastre, o integrare europeană. De fapt, frământarea mea ține de experiență. În momentul destrămării Uniunii Sovietice, Lituania și Republica Moldova aveau aceeași linie de start. Acum, la acest moment, aș zice că aveau aceleași aspirații europene și aceleași perspective europene. Pe parcurs, drumurile noastre au luat direcții diferite. Nu știu dacă vă pot întreba ce au făcut greșit moldovenii și Moldova, dar precis că vă pot întreba ce au făcut altfel lituanienii și Lituania pentru a ajunge acolo unde sunteți acum și unde vrem și noi cu tot din adinsul, dar ne reușește mai puțin să ajungem. Înțeleg că este o întrebare generală, dar după mine oferă răspuns la multe, multe întrebări concrete. Mulțumesc! Să vedem dacă este ambasadorul Lituaniei, pentru că probabil a ieșit deja, pentru că are un program foarte încărcat dumnealui. Să vedem dacă este ambasadorul adjunct care îl reprezintă, pentru ca să răspundă la această întrebare foarte complexă a domnului Vasilică. Mulțumim, domnule Vasilică, că sunteți alături de noi și ați împărtășit și impresiile personale legate de Ziua Europei. Eu sper că dumneavoastră o să urmăriți cu atenție toate activitățile noastre și o să le preluați, inclusiv mesajele care astăzi au fost reiterate de reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene. Eu am impresia că Lituania deja ne-a părăsit reprezentanții ambasadei și o să mergem totuși la Bălți. Îl vedem pe Dumitru Pelin de la Nord News, care foarte recent, anul trecut, a luat și un premiu, care îl văd în spate, pentru promovarea, un premiu al societății civile pe care a fost acordat de delegație în luna decembrie. Dumitru, încă o dată felicitări pentru acest premiu și mulțumim pentru că ești cu noi și adresezi o întrebare. De fapt, am două întrebări, dar mai întâi de toate aș dori să salut pe reprezentanții misiunilor diplomatice care sunt acreditați la noi Republica Moldova, în special a țărilor membre a Uniunii Europene. Vreau să felicit pe toți cu ocazia Zilei Europei. Mai exact, mai bine de 60 de ani pe continentul european nu avem război, grație acestei Uniuni Europene care a început de la acel tratat de la Roma. Este o uniune la care aspiră, cred eu, majoritatea cetățenilor din Republica Moldova, în special care vor să trăiască bine și care cred în statul de drept și sunt oameni integri, pentru că acolo sunt adevăratele valori. Aș dori să adresez prima mea întrebare ambasadorului Letoniei în Republica Moldova, dacă este posibil. În acest an pandemic 2020-2021, întreaga omenire a avut de suferit din cauza COVID-19. Dar pe lângă asta a mai suferit și de o infodemie, vorbim de propagandă. Letonia este o țară care, bineînțeles, a fost supusă acestui război hibrid lansat de laboratoarele de propagandă a Federației Ruse. Cum a luptat
Letonia cu propaganda și care ar fi sfaturile acestei țări pentru noi? Dumitru, o să te rugăm frumos să redresezi această întrebare celorlalți ambasadori. Mă văd că mai ai o întrebare și pentru doamna ambasadoare a Austriei. Pentru că programul încărcat al ambasadorilor, din păcate, nu le-a permis să stea toată sesiunea cu noi. Ne cerem scuze pentru inconveniențe. O să te rugăm frumos să adresezi întrebarea ta ambasadoarei Austriei. Dacă este posibil, adică aș putea să o repet sau domnia s-a deja ascultat-o? Dacă poți să repeți încă o dată întrebarea pentru doamna ambasadoare. Bine, pentru ambasadoarea Austriei eu am o altă întrebare, pentru că Austria este tot mai... investitorii austrieci sunt tot mai prezenți în teritoriu, vorbim de municipiul Bălți. Acum un an, acum 2 ani a fost deschisă și o hală industrială a unui producător enorm de automotive în zona economică liberă Bălți. Aș vrea să întreb pe doamna ambasadoare, doamna Stella Valone, care sunt intențiile oamenilor de afaceri din Austria? Mai vor să investească în regiunea de nord a Republicii Moldova și în special în ce sectoare a economiei și cât de atractiv este regiunea de nord sau Republica Moldova pentru investitorii austrieci? Thank you very much for this question. Mult pentru această întrebare. La moment sunt 3 companii austriece în zona economică liberă din Bălți și eu cred că investiția de acolo este Gay Power and Grill, este întreprinderea și deci produc pentru industria automobilelor și acolo lucrează la ei circa 600 de persoane, adică este pentru Bălți este o entitate care creează un număr semnificativ de locuri de muncă. În ceea ce ține de investițiile ulterioare în Bălți, noi sperăm că pandemia se va încheia foarte curând și vom putea să organizăm o comisie economică comună în Moldova și Austria în a doua jumătate a anului în Moldova, ca să organizăm o misiune economică comună a câtorva întreprinzători noi austrieci care vor veni și vor analiza oportunitățile de investiții. Eu sper că aceasta va deschide oportunități noi pentru regiunea de nord. Excelență, vă mulțumim foarte mult! Dumitru, mulțumim pentru prezență! Acum cu noi este Elena Boboc de la TV8. Elena, noi te salutăm. Știm că ai o întrebare. Yes, Your Excellencies, Ambassadors, thank you for your allowances. We are grateful for your support of the and the contribution of your countries Suntem to my country in the process of European integration. Pentru tot sprijinul oferit de țările noastre, țării mele, în procesul de integrare europeană. Mr. Alberto Carlo, am o întrebare pentru șeful BEI referitor la proiectul de infrastructură, în special în construcția sau reabilitarea traseului M1, care a fost lansat în 2016 și urma să fie finalizat în 2018. Noi vom fi recunoscători dacă o să ne spuneți despre etapa actuală a acestui proiect și care sunt ce acțiuni așteaptă BEI din partea Republicii Moldova sau care sunt condițiile noi de revitalizare a acestui proiect și care credeți că a fost motivul pentru stagnarea acestui proiect. Și a doua întrebare, am vrea să ne spuneți care sunt domeniile în care autoritățile Republicii Moldova ar trebui să lucreze mai mult pentru a îmbunătăți anumite procese pentru a facilita implementarea proiectelor BEI în Moldova. Mulțumesc. Thank you for this question.
Este întrebare. Dacă să mă întorc la prima întrebare și să vorbesc despre activitățile pe care noi le prevedem și ce vedem noi din punct de vedere celor activități care ar putea să fie desfășurate cu contribuția autorităților Republicii Moldova pentru a asigura o implementare mai bună și de asemenea pentru a accelera acest proces de modernizare a sectorului public. Ce putem noi să facem în acest domeniu? În primul rând, eu vreau să zic că noi cooperăm și noi permanent suntem implicați într-un dialog cu autoritățile din Republica Moldova. Ați vorbit despre infrastructura drumurilor, dar într-adevăr este un sector foarte important, strategic, cum a fost menționat de mai mulți ambasadori și da, într-adevăr, noi continuăm aceste activități și ne dorim foarte mult să continuăm aceste activități și mai multe milioane de finanțare a fost alocate pentru infrastructura drumurilor care vor fi alocate în anul acest și trebuie să fie implementate. Dacă să vorbesc despre infrastructura transportului și dialogul deschis pe care dorim să-l continuăm cu Ministerul Economiei, deci, da, într-adevăr, acest dialog va fi foarte important din punct de vedere și a investitorilor, dar la ziua de astăzi pot să vă zic că infrastructura drumurilor, transportului, reprezintă aproximativ 40% din acele împrumuturi care sunt oferite de către Banca Europeană de Investiții BEU, care de fapt reprezintă aproximativ 800 milioane de euro din portofoliul care este oferit Republicii Moldova, dar această sumă nu este una atât în cuie, că nu este unica care oferită, deoarece dacă vorbim despre eficiență energetică, vorbim despre pactul verde care este oferit Republicii Moldova și la care Moldova resemnă putea să fie parte și aici, într-adevăr, putem să continuăm dialogul și putem să avem niște activități comune cu implicarea mai multor țări în cadrul acestui dialog și la fel să ne axăm pe deșeuri, gestionarea deșeurilor este un alt obiectiv și un proiect foarte important care este acum în proces de implementare și noi în permanență menținem acel dialog cu Ministerul, cum putem să alocăm și cum putem să utilizăm la maxim aceste investiții. Și desigur că nu putem să uităm și transformarea digitală, sectorul de transformare digitală. Elementul transformărilor digitale la fel reprezintă un element foarte important. Și fiecare finanțare și fiecare domeniu de activitate pe care îl propunem, de exemplu, dacă vorbim despre pactul ecologic, pactul verde, va fi un lucru foarte important și care de asemenea poate fi combinat cu digitalizarea economiei Republicii Moldova. Și aici va fi foarte importantă contribuția sectorului public, care de asemenea va fi foarte benefic din punct de vedere modernizării și infrastructurii din domeniile sus menționate, dar de asemenea cu mai multe beneficii și stimulente pentru sectorul privat. Vor reprezenta foarte multe beneficii și stimulente pentru întreprinderile mici și mijlocii, astfel încât IMM-urile să fie mai motivate să lucreze, să se tracă pe platforma digitală. Și dacă să mă întorc la prima parte a întrebării noastre, dacă adevărat noi monitorizăm implementarea acestui proiect pe care l-ați menționat, este parte componentă a procedurii standard care este utilizată de către BI, că o procedură de monitorizare în permanență, astfel încât proiectul să beneficieze și să fie implementat în conformitate cu acele standarde și noi lucrăm împreună și ce vreau să menționez susținerea și asistența tehnică care este oferită și granturile care au fost oferite pentru implementarea și evaluarea preliminară a proiectului și împreună cu echipa de implementare a proiectului noi monitorizăm implementarea împreună cu echipa de ingineri, adică facem ce ne stă în puteri, astfel încât proiectele care au fost semnate în trecut să fie implementate în conformitate cu termeni și în baza celor lucruri și obiective pe care noi dorim să le realizăm. Vă mulțumesc. Domnule Alberto Carlei, vă mulțumim foarte mult. Să înțelegem că asta este una dintre primele apariții ale dumneavoastră publice în calitate de noul șef al Băncii Europene de Investiții. Sunt sigură că jurnaliștii au așteptat acest eveniment ca să vă cunoască. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim succes în Republica Moldova. Acum o salut pe Diana Railean de la Radio Europa Liberă. Diana, bună ziua și mulțumim că ești alături de noi în această zi importantă pentru noi. Te rog frumos să-ți adresezi întrebarea. Bună ziua, Lina! Bună ziua, Iulian! Se numără și eu printre gazda evenimentului de astăzi. Mulțumim mult pentru oportunitatea de a discuta atât de sincer cu ambasadorii Uniunii Europene, țărilor Uniunii Europene și felicitări tuturor celor care împărtășim
valorile europene. Am o întrebare pentru domnia sa, domnul ambasador Mihalco. Excelență, vă cunosc ca un susținător al presei independente și deloc întâmplător am ales să vă adresez dumneavoastră această întrebare. Suntem în săptămâna în care marcăm zilele libertății presei și jurnaliștii independenți nu prea au motive de bucurie în Republica Moldova, ori cele mai recente rapoarte arată că în ultimul an, declinul libertății mass media în Republica Moldova este alarmant. Cât de mult întârzie această stare de lucruri evoluția Republicii Moldova pe calea democrației și apropierea ei de valorile Uniunii Europene și de Uniunea Europeană? Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc pentru această întrebare importantă, pentru că, într-adevăr, luni a fost Ziua Libertății Presei, dar libertatea presei trebuie să fie realitate fiecare zi. Deci este important fiecare zi să avem în vedere și atenția noastră că libertatea presei este un element fundamental pentru societate modernă, societate democratică, societate liberă. Fiecare cetățen trebuie să fie sigur că are acces la informații, toate informațiile, informațiile corecte și cât mai multe despre toate lucruri care există, care se întâmplă în societate, și pe baza pe această bază poate să își face concluzii, să face decizii la alegeri, dar și fiecare zi, fiecare decizie care face un om trebuie să fie bazată pe o informație deplină și corectă. Și în această privință, în Republica Moldova este foarte important ca libertatea presei să fie întărită și să nu se mai vede declinul în standarde în care lucrează jurnaliști. Să nu mai se văd lucruri când accesul la informații pentru jurnaliști este limitat din partea autorităților, pentru că asta înseamnă limitarea accesului cetățenilor la informații. Și este important că să nu existe alte limitări activității mass-mediilor, jurnaliștilor, pentru că, deci, de exemplu, de tip economic, dar eu aș spune în contrariu, trebuie să există susținere, promovare existenței și activității jurnaliștilor. Asta este în interesul cetățenilor, dar este și în interesul celor care spun că vor să servi cetățenilor, deci politicienilor care într-adevăr împărtășesc standarde democratice. Și din partea noastră, din partea Uniunii Europene, dar și din partea multor state membre, există proiecte în susținerea mass mediei libere și independente în Republica Moldova. Noi vom continua aceste proiecte, dar o să fie partea dialogului nostru cu partenerii noștri, cu autoritățile Republicii Moldova în continuare și îmbunătățirea mediului în care activează mass media. Eu vreau să subliniez că vorbim aici despre mass media la toate nivelurile și apreciam foarte mult și astăzi că sunt cu noi și colegii din mass media locală și regională, pentru că ei au rol foarte important pentru cetățeni acolo unde ei trăiesc, de a aduce informația ce se întâmplă acolo, cum este folosit banul public la aceste niveluri, cum lucrează autoritățile sau cum sunt implementate politicii pentru cetățeni care afectează viața cetățenilor. Și asta este cel mai important lucru pentru un om care trăiește într-o localitate și trebuie să cunoaște ce se întâmplă acolo și cum poate viața lui sau ei îmbunătățită.
Excelență, mulțumim foarte mult. Acum mergem la Căușeni, la Studio L, la Renata Lupacescu. Renata, te salutăm. Bună ziua, în primul rând vreau să vă mulțumesc și să vă felicit pe toți cu Zilele Europei. Să știți că Europa pentru noi înseamnă, așa cum a zis Excelența sa, ambasadorul, o viață prosperă la noi acasă. Și eu am o întrebare la fel către domnul ambasador în contextul celor expuse mai sus, în contextul Zilei Libertății Presei, și vreau să vă mulțumim în primul rând, domnule Michalco, că iată o atenție deosebită din partea dumneavoastră, este și pentru presa regională, pentru noi care suntem mai la periferii, dar vrem și noi standarde și valori europene, presă liberă și democratică, așa cum am zis anterior. Eu vreau în primul rând să vă întreb care este asistența oferită de Uniunea Europeană Republicii Moldova în contextul pandemiei COVID-19 și în ce condiții este această asistență acordată. Ați mai vorbit despre acest lucru, dar iată că a trecut un an de zile de când această pandemie s-a instaurat și pe tot mapamondul și vrem să aflăm o dată în plus despre asistența oferită de UE în contextul pandemiei. Mulțumesc pentru această întrebare care într-adevăr aduce posibilitatea de a mulțumi încă o dată colegilor mei, ambasadorilor statelor membre pentru acest efort continuu echipei Europa, deci instituțiilor Uniunii Europene, dar și statelor membre Uniunii Europene de a susține cetățeni Republicii Moldova în lupta împotriva pandemiei deja mai mult decât un an, decât a început acest efort. Pandemia ne-a afectat pe toți, dar Uniunea Europeană și statele membre de la început au avut în vedere și susținere pentru Republica Moldova. Și ați văzut multe momente în care au fost aduse ajutoare în forma de material medical, echipamentul medical pentru sistem de sănătate din Republica Moldova. Au fost multe momente în care această solidaritate pe care se bazează atitudinea noastră către Republica Moldova a fost așa de văzute și simțite. Mi-aduc aminte de aceste momente când a ajuns echipament din România, din Austria, din alte țări care au adus, inclusiv cu ajutorul mecanismului Uniunii Europene pentru protecție civilă. Deci am folosit și instrumente existente și aceasta continuă foarte recent. A venit încă un lot de echipamente din Germania, deci echipamente medicale foarte avansate și importante pentru Republica Moldova. Alte țări, nu pot să le listez pe toate, dar nu vreau să uit niciuna, pentru că tuturor vreau să mulțumesc. Pe o altă parte, este ajutorul cu vaccinul, care este calea cu care o să ieșim din această pandemie și aici. Uniunea Europeană și țările membre au arătat solidaritate prin platforma COVAX, dar și cu donație generoasă din partea României. A fost posibil că procesul de vaccinare a început și continuă în Republica Moldova. Deja 300.000 de doze au fost aduse în Republica Moldova și deja 150.000 de oameni s-au vaccinat cu acest vaccin care a venit din România și prin platforma COVAX. Și asta, da,
posibilitatea Republicii Moldova să implementeze planul cu care ea, deci, poate să ieși din această pandemie. Și este exemplu excelent solidarității din partea Uniunii Europene, din partea statelor membre. Eu vreau să subliniez că nu ne oprim numai la acest aspect, ci domeniul de sănătate, dar știm foarte bine că impactul este foarte grav ceea ce privește economia, este impact pe companii, mai ales mici și mijlocii, și salariați. Și în această privință, Uniunea Europeană a mobilizat resurse și oferă prin liniile de credit susținere pentru companii aceste prin linii existente, prin linii noi, în cooperare cu Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, dar deci prin băncile comerciale în Republica Moldova, acces facilitat pentru companii că se poate să trece prin această situație grea și să supraviețuiește și să poate să vede continuarea activității economice. Aici vorbim despre resurse care au fost dedicate pentru 6 țară parteneriatul estic și aici este vorba despre 700 de milioane de euro împreună pentru aceste 6 țări. Și pe plan bilateral, noi am oferit pe o parte reorientarea granturilor care vin prin proiecte Uniunii Europene implementate în Republica Moldova. Și aici vorbim despre jurul de 100 de milioane de euro. Deci a fost 87 milioane și după asta s-au adăugat mai multe, care au fost folosite și pentru susținerea luptei împotriva pandemiei, deci pentru activitățile legate cu sectorul de sănătate, dar și pentru economie la nivel local. La asta se adaugă cu siguranță asistența macrofinanciară care a fost oferită Republicii Moldova anul trecut. Republica Moldova a făcut parte sau a fost inclusă în grupul de 10 țări care au primit această asistență de urgență. Pentru Republica Moldova 100 de milioane de euro în două tranșe. Primul tranș a venit anul trecut, deci 1 miliard de lei, de fapt, primul tranș, și așteptam pentru îndeplinirea acestor câteva reforme pentru a fi oferit și al doilea tranș, la fel, 1 miliard de lei, deci 50 de milioane de euro. Împreună cu asta vine și deci nou ajutor sau asistența. Ați văzut că doamna președinte Sandu a semnat recent un document despre oferirea contractului de reziliență cu care vin următoare, deci 15 milioane de euro, adică 300 de milioane de lei, la fel pentru lupta împotriva pandemiei și pentru Republica Moldova. Mulțumim foarte mult, Excelență! Mulțumim, Renata, pentru întrebare. Acum am o mare rugăminte la ambasada Greciei, la însărcinatul cu afaceri, domnul Dimitrios Cara Constantis, dacă sunteți încă cu noi, pentru că noi de fapt avem un jurnalist, doamna Tatiana Pantilei de la Albasat TV, care a pregătit o întrebare specială pentru Grecia. Vă mulțumim, mulțumim foarte mult. Tatiana, ai legătură.
Bună ziua, felicitări cu ocazia Zilei Europei. Am o întrebare pentru domnul ambasador al Greciei, domnul Karakonstantins. Grecia susține parcursul european al Republicii Moldova. Acum 2 ani se înregistra o creștere a schimburilor comerciale economice între Moldova și Grecia. Care este situația în prezent în contextul restricțiilor impuse de pandemia COVID-19? Hello. The problem is that I don't speak Romanian. Da, problema este că nu vorbesc română. Problema este că nu vorbesc română. O să fie oferită traducerea pentru nicio problemă. Dumneavoastră vorbiți. You can speak in English, you can address your answer in English and we will ensure the translation for Tatiana. Please. Yes, but I didn't even understand the question. Tatiana, deci a fost so the question was about the relations between economic relations between Moldova and Greece, and Julian, maybe you can help me to formulate this into in English better, because could you clarify this on the key expectations in terms of trade cooperation between Greece and Moldova, maybe investments opportunities, in particular looking towards the local development, maybe small or medium-sized businesses. If I understood correctly, you're talking about vă referiți la investiții din partea Greciei în Moldova sau viceversa? Da, da, Grecia în Moldova, ale Greciei în Moldova. Eu nu sunt gata să răspund la această întrebare, dar din câte cunosc eu, investițiile grecești în Republica Moldova nu sunt foarte avansate la moment. Moldova sau viceversa? Da, Grecia, Moldova, Grecia, Moldova. There's also space for improvement. Eu nu sunt gata să. Of course, there's a not a very big number of Greek număr mare de întreprinderi grecești. Doamna Zaharova, închideți, vă rog, microfonul, că vă aud. And the Department of Commercial Affairs here in Bucharest, the embassy is doing its best to increase that. But can you also address one particular question that our colleague journalist addressed in terms of traveling during the pandemic situation from Moldova to Greece, especially as Greece is one of the destination countries for tourists all over the world, but also from Moldova. Can you tell us a bit about what type of conditions for traveling to Greece there will be recently, opened for tourists in terms of the pandemic? Okay, starting on from May 15th, tourism 15 mai, sectorul turistic se va deschide. Asta înseamnă că nu se vor aplica restricții pentru turiștii care vor veni în Grecia. Either a negative PCR test, fie va fi nevoie de un test negativ PCR cu 72 care va fi dat cu 72 de ore înainte de călătorie, fie persoanele care vor fi vaccinate cu ambele doze vor putea să călătorească în Grecia fără a avea nevoie de un test PCR negativ. Și, bineînțeles, că în cazurile astea nu se va aplica niciun fel de carantină și persoanele care au fost bolnavi de COVID și pot să dovedească acest lucru prin test fie pozitiv în 3 luni înainte de a sosi în Grecia, fie cu un test de anticorpi. Și așa nu vor fi nicio problemă și nicio restricție. Și va fi posibilitatea ca turiștii să călătorească în toată țara, având în vedere toate aceste condiții fiind respectate. Și întreaga insulă, toți locuitorii insulei grecești
trebuie să fie vaccinați în Grecia și noi considerăm insulele grecești vor fi spații lipsite sau foarte libere de COVID. Pentru noi, vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații prețioase. Acum, cuvântul de final îl are domnul ambasador. Excelență, vă rugăm. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc încă o dată colegilor mei, ambasadorilor statelor membre Uniunii Europene care sunt cu noi. Cred că am avut o sesiune extraordinară împreună, ambasadorii și jurnaliștii din întreaga Republica Moldova. Asta eu cred că trebuie să repetăm și este încă un exemplu de susținere și importanță care acordam jurnaliștilor și mass-mediei din Republica Moldova. Deci vreau să mulțumesc colegilor mei și pentru contribuție la programul evenimentelor cu prilejul Zilei Europei acest an în Republica Moldova, dar și pentru toată susținere și asistența care oferă statele membre pentru Republica Moldova și cetățenii ei. Stimați jurnaliști, vă mulțumesc în numele meu și a colegilor mei pentru implicarea dumneavoastră activă în toate activitățile prilejuite de Ziua Europei. Contribuția dumneavoastră a fost și rămâne esențială, astfel încât publicul să poată beneficia de informații de maximă actualitate și acuratețe, inclusiv pentru evenimentele dedicate Zilei Europei 2021. Felicitări cu ocazia Zilei Europei. Noi, echipa Europa, rămânem alături de dumneavoastră și de cetățenii Republicii Moldova. Dragi prieteni, Ziua Europei este un prilej de a marca diversitatea culturală, unitatea și solidaritatea pentru un viitor mai sigur și mai bun. Valori care ne inspiră și ne dau speranță, în special în vremurile prin care trecem cu toți de mai bine de un an. Arta și cultura sunt acele surse de inspirație care ne dau putere pentru a renaște și a merge mai departe. Așadar, cu multă plăcere vă invit să vă alăturați evenimentelor culturale și educative organizate cu prilejul Zilei Europei pe parcursul lunii mai. Săptămâna muzicii europene, orașelul virtual european, dar și tradiționalul festival de film și cultura europeană vor fi accesibile tuturor, online și la televiziune. De asemenea, vă invit să urmăriți evenimentele dedicate Zilei Europei care vor fi organizate de către centrele de informare ale Uniunii Europene și ale Eurocluburilor din țară, la nivel local. Delegația Uniunii Europene împreună cu ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene vă invită să fiți parte a evenimentelor dedicate Zilei Europei 2021. Agenda detaliată a evenimentelor o găsiți pe pagina euformoldova.eu, inclusiv pe rețelele de socializare ale Delegației Uniunii Europene. Dragi prieteni, aveți grijă de sănătatea voastră și a celor dragi, iar noi, echipa Europa, rămânem solidari cu cetățenii Republicii Moldova, căci împreună suntem mai puternici.